Tragicul eveniment s-a petrecut seara trecută în comuna Roma. Bărbatul ar fi lăsat betoniera pe care o conducea într-o pantă neasigurată și fără frâna de mână trasă. La un moment dat, mastodontul a luat-o la vale, iar muncitorul ar fi încercat să urce să-l oprească. Însă nu a reușit, iar autovehiculul de 10 de tone a trecut peste un drum județean, a izbit un stâlp de electricitate și a ajuns cu roțile în șanțul de pe marginea drumului, înclinându-se pe o parte peste gardul unei locuințe din zonă. Din păcate, conducătorul auto nu a mai apucat să intre în cabină și a fost prins între betonieră și gard. Alertați de zgomotul puternic, dar și de faptul că energia electrică s-a întrerupt în acel moment, mai mulți localnici din zona au ieșit să vadă ce s-a întâmplat și au sunat imediat la 112. S-a întrerupt curentul în zonă sau cum? Da, 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 s-a întrerupt. Și s-a auzit o bufnitură, da, ceva? Da, și s-a luat curent. Atunci s-a depistat că ceva s-a întâmplat. El a fost să-l sperie și mașina a luat-o la val, nu trase mai de mână. Și el a fost de pană să se opreze și s-a dus, mașina a intrat în șanțe, l-a picat de scară. Ați mers aici sau nu? Păi era mai mare, înțeleg. A, și mașina s-a dus la vale fără șofer. Mașina s-a dus la vale, el a căzut pe scară în șanț. Și l-a prins între gard și... Între gard și pascolă, da. La fața locului au ajuns echipaje de ambulanță, poliție și pompieri. Salvatorii de la descarcerare au scos trupul bărbatului și l-au predat cadrelor medicale de la Serviciul Județean de Ambulanță, care nu au putut însă decât să constate decesul. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale producerii tragediei. În urma producerii evenimentului rutier a rezultat decesul unui bărbat de 69 de ani, în cauză fiind întocmit un dosar penal în care se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culp. Bărbatul decedat avea 69 de ani și lucra la o firmă de construcții din județul Botoșani.